Primăria Iași anunță restricții de circulație și măsuri de ordine publică pentru evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în contextul așteptării unui număr semnificativ de participanți. Miercuri 24 ianuarie, circulația rutieră și a mijloacelor de transport public în zona centrală va fi restricționată în funcție de necesități în municipiul Iași. Aceste măsuri vor fi implementate de către poliția rutieră cu sprijinul poliției locale pentru a asigura un flux corespunzător al traficului și pentru a gestiona participarea numeroasă la evenimente. Forțele de ordine, incluzând poliția municipiului, jandarmeria și poliția locală, vor dirija autovehiculele participanților din alte locale către parcări dedicate, care vor fi comunicate organizatorilor în timp util. Aceste acțiuni au ca scop prevenirea aglomerației în centrul orașului și asigurarea unui acces facil către evenimente. Accesul în zona evenimentelor desfășurate în Piața Unirii din Iași va fi strict controlat de către forțele de ordine, astfel încât desfășurarea acestora să se realizeze în condiții de siguranță și ordine.